Discutăm cu doamna dr. Sandica Bucurică, medic specialist gastroenterologie cu competențe în endoscopie și ecografie generală. Doamna doctor, care sunt avantajele folosirii capsulei endoscopice comparativ cu metodele clasice? Metodele clasice de investigație a tubului digestiv pot presupune fie metode radiologice, fie metode endoscopice care sunt invazive. Videocapsula nu prezintă niciun risc de iradiere, nu prezintă disconfort pentru pacient, nu este deloc dureroasă. Are indicații foarte clare și de asemenea permite vizualizarea unor leziuni mai mici ce pot fi scăpate la endoscopia clasică, spre exemplu, sau permite vizualizarea intestinului subțire, care este mai greu accesibil prin enteroscopie, aceasta având de asemenea indicații foarte clare. Cum funcționează capsula endoscopică? Capsula endoscopică, în funcție de organul căruia ne adresăm, are un capăt care filmează sau două capete. Spre exemplu, capsula pentru esofag și intestin subțire are un capăt care filmează, deci are o singură minicameră video incorporată și înregistrează două imagini pe secundă. Capsula pentru colon are două capete, două minicamere, astfel ea ajunge să filmeze patru imagini pe secundă. Este astfel prevăzută cu o baterie care durează 8 ore, în special cea de intestin subțire și de colon, și astfel se înregistrează 4 imagini pe secundă timp de 8 ore. Ce dimensiune are capsula? Dimensiunile capsulei sunt asemănătoare unui comprimat de vitamine, sunt ușor de înghițit, au fost inclusiv administrate la copii. Ce categorie de persoane nu pot fi diagnosticate cu ajutorul unei astfel de capsule? În general, copiii mici care nu pot înghiți, persoanele care au tulburări de deglutiție, deci dificultăți în a înghiți, sau persoanele care, la care se știe că există stenoze, strânsori undeva la nivelul tubului digestiv, atât de cu diametru atât de mic încât să nu permită trecerea videocapsulei. În general, aceste boli sunt cunoscute și implicit nu au indicație de videocapsulă. Ce tipuri de afecțiuni pot fi diagnosticate în acest mod? De la afecțiunile esofagiene, cum ar fi varice esofagiene, esofagite, tumori de esofag sau alte boli prin capsula de esofag, la bolile intestinului subțire, în momentul în care avem suspiciuni sau boli dovedite, cum ar fi boală Crohn, tumori, boală celiacă, urmărirea lor, nu numai diagnosticul, ci și supravegherea lor, iar pentru colon, toată gama de afecțiune a colonului, de la sindromul de intestin iritabil ca diagnostic de excludere, bolile inflamatorii intestinale, boală Crohn, colită ulcerativă, polipii colonici, tumorile de colon, în general toată gama de patologie pentru intestinul subțire. Poate fi, la un moment dat, va fi probabil aprobată ca metodă de diagnostic în screeningul de cancer colorectal. Și de asemenea, și în bolile de colon este folosită și ca metodă de diagnostic, dar și ca metodă de de supraveghere în bolile cronice, deci în bolile știute. Are și dezavantaje? Din punctul meu de vedere, unicul dezavantaj al capsulei endoscopice e faptul că nu poate preleva biopsii. Cum trebuie pregătit organismul pentru acest examen? Ca pentru orice metodă imagistică, este absolut necesar pregătirea. Asta înseamnă curățarea tubului digestiv cu anumite substanțe care se beau după o anume schemă conform unui anume protocol. Este un protocol de pregătire pentru intestinul subțire, un alt protocol de pregătire pentru colon, constă în ingerarea unei cantități mari de substanțe laxative care permit prin curățare vizualizarea foarte bine a mucoasei. În timpul procedurii capsulei de colon, uneori este necesar să mai administrăm anumite substanțe care sunt folosite și ca vehicul pentru videocapsulă. Este necesară efectuarea unei astfel de investigații în mod periodic, preventiv, sau sunt numai anumite situații în care se impune o asemenea investigație? Situațiile sunt întotdeauna la indicația medicului specialist, întotdeauna trebuie consultat un medic în prealabil. Investigațiile periodic se stabilesc în funcție de tipul de boală.
Dar dacă ne adresăm oamenilor sănătoși, atunci această investigație face parte din screening, iar ea probabil că va fi inclusă în screeningul de cancer colorectal la persoanele peste 50 de ani și probabil că se va stabili la un moment dat perioada la care trebuie repetată ca investigație sau dacă trebuie completată cu alte metode imagistice.